Bună ziua încă o dată. Urmează meciul de cupă cu Reșița, un meci pe care noi normal vrem să-l câștigăm și sper să se întâmple acest lucru. Nu va fi un meci simplu, fiindcă am văzut echipa din Reșița. Au jucători de calitate, au obținut câteva rezultate importante și meciurile de cupă știți că vin surprize mari și eu sper ca împreună cu băieții să jucăm la maximum de concentrare, să putem să câștigăm jocul. Suntem pregătiți pentru acest lucru. În general și băieții care au fost accidentați și au revenit. Să vedem, voi încerca să bag și jucători care au jucat mai puțin. În acest fel să îi odihnesc pe ceilalți, cei care au jucat și au dus greul pentru a putea fi în condiții optime pentru meciul cu viitorul. Cam atât. Alex? Da, va fi un meci greu după părerea noastră și trebuie să-l tratăm ca atare să trecem de ei. Întrebări, vă rog. Spune Pițor că adversarul redutabil pentru jucătorii Universității Craiova, care va fi? Starea Gazonului sau jucătorii la Reșița? Da. Ți-ai pregătit întrebarea asta de câteva zile sau ca... sau ți-ai venit așa inopinat? Nu, vine după un meci și de cupă. Marți seara este un alt meci de cupă, cred că nu vreme încă. Da, bun. La prima mea conferință am spus că eu îmi doresc ca și cealaltă echipă să joace. Am fost luat la în râs după declarația care am făcut-o. Iată că o să joace și cealaltă echipă din Craiova. Pentru mine nu e niciun fel de problemă. Bun, terenul sigur că se va strica, nu va mai fi ca acum. Nici acum nu e în condiții optime. Dar asta e situația. În ziua meciului se va pregăti terenul din nou și vom juca pe terenul care îl avem la dispoziție. Declarația cu mutarea echipei pe un alt stadion a fost pentru o presiune, pentru oficialități sau chiar ați luat în calcul această situație? Și unde veți juca? La Severin sau la Târgu Jiu? Nu, tot la Craiova. Nu avem teren aici la extensiv, îl pregătim și jucăm. Gazonul e bun, l-am văzut, am fost pe el. Nu avem niciun fel de problemă, nu sare mingea. Deci avem unde să jucăm, nu trebuie să plecăm din oraș. Alex, bucură revenirea ta de formă. Faptul că ai avut banderola pe braț a însemnat pentru tine un bolt. Se datorează revenirea de formă și datorită acestui detaliu. Da, cu siguranță a fost ceva în plus banderola pentru mine. A fost un lucru senzațional. Și acesta a fost doar un meci, a trecut și contează meciurile ce vor urma. Domnule Pițurcă, Cupa României este un obiectiv prioritar pentru Universitatea Craiova? Pentru Universitatea Craiova clar că este un obiectiv. Pentru mine cel mai important, așa cum am declarat la început, este campionatul. Însă sigur că nu neglijăm Cupa, jucăm fiecare meci pentru a-l câștiga. Și se spune că cupa e mai ușor de câștigat. Așa e, sunt mai puține jocuri și noi vom încerca să câștigăm toate jocurile. Dar, încă o dată, repet, pentru mine, campionatul este cel mai important. Cam cât credeți că echipa ar putea să joace din 90 de minute, cum a făcut-o în prima repriză la media? Păi am mai avut această discuție în conferința care a fost. Eu cred că începând ca chiar cu meciul de poimine în Cupa României. Băieții deja sunt pe un drum ascendent din punct de vedere fizic. Au demonstrat la media și că pot să-și joace la un nivel optim. Și chiar dacă în cea de-a doua repriză unii jucători au mai dat semne de oboseală și n-am mai controlat jocul așa cum mi-aș fi dorit. Adică eu asta mi-am dorit și le-am și spus băieților că
trebuia să mai marcăm 2-3 goluri în cea de doare priză. Însă nu uitați că și adversarul are momentul lui. Da. Mi-aș dori să jucăm tot timpul noi, dar nu se poate acest lucru. Vedeți Barcelona, care în general conduce jocul și subordonează total adversarul, chiar dacă are mingea în posesie, a pierdut meciul. Deci noi ne dorim să avem mingea tot timpul în posesie, ne dorim să ajungem să finalizăm, dar sunt momente când și adversarul are rolul lui, conduce jocul și așa mai departe. Însă, încă o dată v-am spus și data trecută, eu acum am speranța că de la meciul următor, dar cred că după pauza care va urma, echipa va arăta și mult mai bine, dar fiind faptul că și accidentații vor fi în formă fizică optimă și atunci va fi altceva. Bine, sper să nu mai avem surprize, să se mai accidenteze și altcineva. Asta e riscul jucătorului într-un joc de fotbal la antrenament. Așa că acum suntem bine. Apropo de accidentați, odată cu revenirea lui Bancu, vă veniți să reprofilați unul dintre ei, Bancu sau Vătăjelu? S-ar fost în formă ambilor foarte bună? Păi deocamdată în formă bună e Vătăjelu, să-l vedem pe Bancu în ce formă va fi. Dar bineînțeles că e un jucător, unul dintre cei mai valoroși jucători ai echipei și probabil va juca, va intra în teren. Nu? Da, apropo de asta, de poziția lui Nicușor Bancu, de un an și jumătate de când devolează ca fundaș stânga, se speculează, dar tot vorbim că nu ar fi pe postul obișnuit, a jucat și la echipa națională, a făcut-o de multe ori foarte bine. Unde îl vedeți dumneavoastră? Ca și fost selecționer, ca și antrenor de club la un moment. Care ar fi poziția? Postul lui este fundaș stânga, nu? Aici a jucat, a făcut-o foarte bine, a făcut pasul spre națională, la echipa națională joacă funda stânga, însă Bancu, din punctul meu de vedere, e un jucător polivalent, care poate juca și pe alte posturi, la fel sau poate chiar mai bine. Este și el apt pentru poimine? El în momentul ăsta e apt. Astăzi a făcut primul antrenament, bine, și ieri a făcut antrenament cu echipa, dar numai jumătate de antrenament. Astăzi a făcut antrenamentul complex și a arătat foarte bine. Și el și Ionița? Și Ionița a făcut deja de ieri antrenament cu întrelotul. Ce se întâmplă cu Fortes? Nimic. Da, da, exact. Îl felicitam pentru ce a făcut la Craiova. Și da, nu v-am spus că să avem răbdare, să vedem dacă se va finaliza transferul. Bun, Fortes e jucătorul Craiovei, a intrat în programul nostru normal și face antrenament, se luptă pentru a fi titular. E simplu. În acest meci cu Reșița, nu știu, este un prilej și de a găsi un al doilea de 21, pentru că Brila va lipsi la meciul cu Vitor. Exact. V-ați gândit, nu știu, în timpul meciului, o chestie, să ia cartonaș, al doilea cartonaș galben pe final? Dar nici nu e valabil. Nu, regulamentul nu permite lucrul ăsta și nu, nici nu... Ar fi stat în cupă? Nu, n-ar fi stat. N-ar fi stat în cupă numai, probabil, dacă ar lua roșu direct. Două galbene, nu. Bun, nu m-a interesat lucrul ăsta, asta e. Nu o să joace, o să joace al puști. Avem băieți care pot să-l înlocuiască, nu știu dacă la fel de bine, dar... Cu siguranță că voi găsi o soluție, sper, cea potrivită. Da, nu va fi o problemă. Cunoașteți ceva jucător de la Reșița? Adică, nu știu. Nu, i-am văzut în două jocuri, dar am văzut numai așa câte 30 de minute. Mâine vom vedea împreună cu echipa să vedem ce joc, poate ultimul cu Timișoara. Da, sunt câțiva jucători despre care am discutat cu stafful meu astăzi, interesanți, care iau ei,
nu le cunosc bine numele sau am discutat și despre ei, dar nu mai țin bine minte numele. Însă, încă o dată, este o echipă destul de bună și vor veni și vor juca aici, fiindcă la rândul lor, mulți jucători din lotul lor, din echipa lor, vor să demonstreze că sunt jucători cu calități bune, care nu se gândesc sigur și ei că pot fi transferați la echipe mai bune și poate, de ce nu, chiar la Craiova. Alex, ai fi dat golul de la media și unul pe CSB pentru că a avut acea maratare incredibilă la 0-0. Nu știu ce să spun. Îmi pare rău că nu am marcat la acea ocazie cu FCSB, dar mă bucur că am făcut-o la meciul cu Medeș. Cum ești tu din punct de vedere fizic, emoțional? Și spuneai după meciul de la Medeș, să mă cont că nu ai avut vacanță, poate și asta când ai în evoluția mai puțin strălucită în statusul. Mă simt foarte bine, de la zi la zi mă simt mult mai bine. Nu cred că acesta a fost un motiv, că am făcut pregătirea de... am făcut antrenamentul cu echipa, dar cu siguranță de la meci la meci voi fi mai bine. S-au făcut tot felul de speculații, fiind inclusiv în prezirea meciului cu FCSB, care a fost curat pe conducere. Da, am spus și la interviul de după meci că nu este absolut nimic adevărat. Vei semna întrerupirea contractului? Am spus că sunt bucuros că am rămas aici și că clubul îmi dă dovadă care are încredere mare în mine. Domnule Bițur, că un fost coleg de al noastră și antrenor la universitate, Gabi Balin, trece în momente mai dificile. Da, știu, am aflat din mass media. Din câte am înțeles, acum este în regulă, este bine. Nu mai a trecut pericolul. Bun, am discutat de mai multe ori cu el, nu în momentele astea. Și am spus de ce ar avea nevoie. Dar asta e. Viața nu iartă pe nimeni și fiecare avem probleme de genul ăsta. Mai ales când înaintezi în vârstă. Eu sper să își revină cât mai repede și să revină acolo la Digi, să-i vedem opiniile după joc. Alex, ție-ți teamă de starea gazonului? Nici nu cred că ar trebui să ne gândim la starea gazonului. Eu zic că deja ne-am obișnuit pe acest teren și contează foarte puțin acest lucru. E concurență pentru banderola de capitan, Nicușor Pancu, Matei, tu? Cu siguranță nu. Știm cu toții că Bancul este capitanul echipei. Dacă acum a lipsit și domnul Pițurcă a decis să mă pună pe mine, a făcut decât să mă motiveze și să mă facă să mă simt mai responsabil. Cum ai primit vestea că meciul din octombrie în Norvegia se joacă fără spectatori? Ești? După meci. După meciul de la media și mi-a spus cel de la interviu. Și cum ai primit-o? Cum vezi tu această decizie? Da. Cine sunt vinovați? Păi, în primul rând este un minus pentru noi, pentru că ei ne împingeau de la spate și erau al 12-lea jucător și noi jucătorii nu avem ce face în privința asta. Nu cred că e dificil pentru o echipă națională să se joace fără spectatori. Ați spus să selecționăm echipe naționale, ați avut rezultate. E dificil pentru România, în primul rând. Numai pentru echipă. Pentru echipă, sigur că e extrem de dificil. Când ai 50-60 de mii de oameni în spate, este cu totul altceva. Însă, asta e situația. Acum discuții, vorbe, nu-și mai au sensul. Probabil federația încearcă să schimbe decizia. Poate reușește până la ora jocului, fiindcă mie această măsură nu cred că e una spre binele fotbalului, indiferent ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Poate avem șansă și UEFA, cine hotărăște, ne mai dă o șansă.
ar fi extraordinar să joace cu publicul. După meciul de cupă urmează 3 partide de foc, cu Viitorul, Iașu și CFR. Poate Craiova va fi pe locul 1 după aceste 3 meciuri? Da, bun, pe noi ne interesează următoarele 2 meciuri, fiindcă pe urmă se întrerupe campionatul, mai avem timp să discutăm. Și când am venit, dat fiind faptul că primul meci cu FCSB era la fel de important cum sunt cele care urmează, fiecare meci este important. V-am spus înainte de a merge la Mediaș că acest joc este foarte important pentru noi, da? Și imaginați-vă dacă nu câștigam cele 3 puncte, unde eram acum. Orice joc, primul din campionat cu Viitorul, e foarte important. Da? Hai să vorbim despre meciul cu Viitorul după meciul de cupă. La următoarea conferință. Exact. Rezultatul de aseară a fost bun pentru Universitatea Craiova? Da, v-am spus, la conferința trecută mă interesează foarte mult. Cred că a fost bun, nu? Cred că a fost bun. Până ne interesează ce facem noi. Noi dacă ne câștigăm meciurile, nici nu trebuie să ne uităm pe clasament. Ne uităm când intrăm în pauză. Când intrăm în pauză, atunci ne facem socotelul. Evoluția lui Ciosici a fost o surpriză plăcută. Îl luați în calcul pentru acel post sau pe cel de stoper? El joacă și stoper și mijlocaș central. Deci la AEK Athena așa a jucat. Meciul din Liga Campionilor contra lui Benfica a jucat-o mijlocaș central. Deci el e polivalent, poate să joace și fundaș dreapta, și fundaș central dreapta, și fundaș central stânga, și fundaș stânga, și mijlocaș central. El poate să o facă, fiindcă are calitatea necesară să poată să facă lucrul ăsta. Și mulți jucători de la Craiova, eu am jocuri cu ei, îi mai pun pe anumite posturi și observ, să știți, și alți jucători sunt polivalenți, poate să joace mai multe posturi în echipă. Cum? Când ești cu Roman în dreapta, înainte? Da. Ce Roman să nu joace în partea dreaptă? Deci să poată să joace Ioniță, să poată să stângați, da, și Roman să nu poată să joace, nu? Poate să o facă foarte bine, să se apere, când avem mingea să devină al doilea vârf, să marcheze goluri, nu? Mai ales că el e un jucător care, la antrenamente, e exemplar. La felul lui Zacarici, ce stai de? Zacarici, așteptăm să primesc cartea verde de la FIFA, o să mai dureze, eu știu, o săptămână, două. Deocamdată e și accidentat, acum nu foarte grav, dar de câteva zile nu mai face cu echipa. Aștept să-i vină și lui cartea verde, fiindcă e un jucător valoros de care avem nevoie. Hai să întrebări? Dacă nu mai sunt, vă mulțumim și o să vă rog să rămâneți pentru că avem încă o surpriză pentru dumneavoastră imediat ce se va încheia această conferință de presă. Mulțumim!